Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul Lui. Pasajul care în seara aceasta a fost citit în fața noastră se intitulează Cum să urmăm pe Iisus. Domnul Iisus prezintă în acest scurt pasaj trei mostre, trei exemple de modalități prin care oamenii se scuză atunci când sunt provocați să-L urmeze pe Iisus. Două dintre exemple prezentate de evanghelistul Luca sunt oameni care în mod voluntar se prezintă și spune vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Iisus, care le cunoștea inima, se uită la ei și le spune lucruri care, pe de o parte, sunt foarte dure și, pe de altă parte, au o dulceață, au o sensibilitate profundă în ceea ce Domnul Iisus rostește. Vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Iisus spune, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi unde să-și pună puii, dar eu n-am casă, eu n-am loc de odihnă, tu știi ce vorbești, tu ești conștient de ceea ce, la ce te angajezi, ceea ce spui acum. Și vine un altul la Domnul Iisus și spune, și eu te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Iisus îi spune, dacă ai pus mâna pe coarnele plugului, versetul 61, Doamne, te voi urma oriunde vei merge, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Un om care pune o altă condiție la Domnul Iisus. Și în final, ultimul, în versetul 62, Domnul Iisus spune, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic de mine. Ca să înțelegem secretul acestei pilde spuse de Domnul Iisus, ar trebui să ne uităm în primul rând în același capitol, în versetul 51. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și în drumul dinspre Galileea, spre Iudeea, de la Marea Galilei spre Ierusalim, Domnul Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Și intră, îi trimite Domnul pe câțiva dintre ucenici și spune, mergeți și căutați un loc de adăpost, un loc în care să poposim la noapte. Și spune cuvântul Domnului, când au ajuns în Samaria, samaritenii au zis, nici vorbă, nu-L primim pe Domnul Iisus, ăsta nu are treabă cu noi, ăsta auzi, la Ierusalim vrea să plece. Dacă ne-ar fi spus că vine la noi și aici stea, vrea să locuiască, cred că L-ar fi primit. Dar fiindcă Domnul Iisus a spus că se duce la Ierusalim, a spus, ăsta nu are treabă cu noi, ăsta sigur nu îl interesează ce soartă au samaritenii. Și frații mei, aș vrea în această pildă să observăm un lucru. Există un drum. Ori de câte ori oamenii spun că vor să se pocăiască și să meargă spre Ierusalim, spre locul în care Domnul avea să sufere, avea să-și dea viața, El le spune ce urma să se, le-a spus ce urma să se întâmple cu El la Ierusalim, cum are să fie dat în mâinile neamurilor, va fi condamnat la moarte, va fi omorât, va fi batjocorit, va fi făcut de rușine acolo. Când oamenii aud așa ceva, se dezic automat de tine. Când îți spui oamenilor că, uite, eu mă pocăiesc, dar pocăința înseamnă un drum al crucii, un drum al greului, un drum al suferinței. Oamenii nu vor să meargă la Ierusalim pentru că acolo e Golgota, acolo e Calvarul, acolo este drumul care merge spre jertfirea noastră. De aceea oamenilor nu le place să meargă la Ierusalim, oamenii vor să rămână în locuri mai confortabile, în locuri mai plăcute. Frații mei, aici în pilda aceasta este vorba de un drum și despre o persoană. Drumul este spre Ierusalim.
cu încercări, cu probleme, cu necazuri, dar finalul lui este încununat cu glorie. Acolo Domnul Iisus va învia. Acolo Domnul Iisus va desăvârși mântuirea noastră. La capătul drumului nostru vom avea parte de răsplata pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Până acolo este durere. Acolo chiar este durerea maximă. Însă pe drumul cu noi, frații mei, spune cuvântul Domnului că El a promis că va fi cu noi în orice vreme. Nu ne va lăsa niciodată. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 23 de același capitol. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Domnul Iisus a spus, când a înviat din morți, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și El a promis că va fi cu copiii lui în toate zilele vieții, până la capătul veacului, până la sfârșitul veacului. Aceasta este promisiunea pe care Domnul Iisus o face ucenicilor și ne-o face nouă în seara aceasta. Suntem de multe ori gata să promitem Domnului Iisus, facem orice. Ne angajăm cu hotărâre pe drumul acesta, fără să ne calculăm exact costul care îl implică călătoria noastră spre împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, acolo, în drumul spre Ierusalim, este un cost. Plătim de multe ori așa de amarnic, este un cost acolo. Trebuie să călătoria noastră poate fi frustrată de relațiile care le pierdem în drumul nostru spre Ierusalim, de securitatea pe care o avem în călătoria aceasta, în viața pe care noi ne-o considerăm sigură și în securitate în condițiile în care noi ne continuăm drumul nostru lent prin lumea aceasta. Dar Domnul Iisus îi face conștienți pe ucenici de aceste riscuri. În primul rând, în drumul spre Ierusalim îți pierzi confortul. Renunți, nu mai ai o casă ta, nu mai ai un loc al tău, dar frații mei, vreau să nu înțelegeți că aceasta este regula sau legea pe care Domnul Iisus o instaurează pentru cei ce pornesc spre Ierusalim. Nu! Sunt și momente în care avem astfel de binecuvântări și condiții, dar riscul la care suntem chemați major este acesta. Suntem noi în stare la o adică să renunțăm la confortul pe care îl avem? Așa cum spune Domnul Iisus, El n-a avut unde să-și plece capul? El n-a avut un loc de odihnă? Și ucenicul acela care era în jurul Domnului Iisus a spus, Doamne, oriunde vom merge cu Tine? Și aduceți-vă aminte că imediat după aceea, 70 dintre ucenici îl părăsesc pe Domnul Iisus, pentru că n-au rezistat la testul acesta la care i-a pus Domnul Iisus Hristos. Au trebuit să renunțe la confort, la odihnă, la privilegiile care le aveau, la condițiile care le aveau, poate la binecuvântările de care suntem înconjurați în această perioadă, noi toți cei ce suntem prezenți în casa lui Dumnezeu și poate mulți din cei ce ascultă cuvântul Domnului. Suntem așa de gata să spunem, Doamne, Te voi urma oriunde vei merge. Apoi vine cel care în versetul 59 spune, îl cheamă Domnul Iisus pe el, vină după mine. Și el îi spune, Doamne, lasă-mă să mă duc să mă îngrop pe tatăl meu. Biblia nu spune că tatăl acestui om era deja mort, poate nici nu era mort. Aici trebuie să înțelegem faptul că noi uneori spunem, Doamne, mă pocăiesc, dar nu chiar acum, lasă-mă că am responsabilități față de familie, părinții îmi sunt bătrâni, am obligații față de ei, sunt așa de prins în așa multe probleme, lasă-mă să scap odată de problemele acestea care mă încurcă viața și care mă împiedică să mă apropie acum cu toată hotărârea de Dumnezeu. Și zic, când voi scăpa de problemele acestea, când le voi rezolva, când voi lua eventual moștenirea care mi-o lasă părinții după ce îi îngrop și scap de ei, atunci o să am timp și o să fac și lucrul acesta. Frații mei, Domnul Iisus ne pune în gardă cu astfel de situații, pentru că vrea să fim conștienți de prețul care uneori suntem obligați să-l plătim. Asta nu înseamnă că Domnul ne cere să renunțăm, să nu mai avem grijă de cei dragi ai noștri, nu! Dar s-ar putea să ajungem în circumstanțe de natura aceasta și Domnul Iisus vrea să fie
să fie convins că ceea ce noi spunem, ceea ce noi declarăm este un adevăr profund. Că pentru noi El este prioritatea numărul unu, că pentru noi El este valoarea cea mai mare, că pentru noi El este totul. Suntem noi gata să plătim acest preț? Suntem noi gata să spunem, Doamne, Tu ești numărul unu în viața mea și eu mă voi ocupa de familie în măsura în care aceasta, sigur, Tu mă vei ajuta și îmi vei permite, dar în orice circunstanță a vieții mele, Tu vei rămâne pe primul plan și eu voi alege să slujesc Ție în orice circunstanțe și în orice condiții. Și apoi vine al treilea, la Domnul Iisus și îi spune în versetul 61, un altul i-a zis, Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Unii dintre noi suntem așa de legați de relațiile noastre, de prieteniile noastre, de anturajele în care petrecem foarte mult și vorbesc fraților, nu celor ce nu sunt din poporul Domnului. Suntem așa de legați de astfel de relații și de prietenii, că suntem mai degrabă în stare să renunțăm la o părtășie în casa Domnului decât la o prietenie, la o ocazie în care celebrăm ceva cu prieteni din afara bisericii sau poate chiar cu prieteni din biserică, dar chiar în timpul în care ar trebui să fim în casa lui Dumnezeu, așa cum se făcea referire și azi dimineața la lucrul acesta. De aceea Domnul Iisus spune, îi răspunde acestui om, Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug. Plugul este acel instrument agricol, acel utilaj agricol care ară pământul și îl pregătește pentru a fi semănată sămânța. Plugul acesta, cei ce tinerii și copiii din biserică nu știu lucrul acesta. Eu am avut ocazia să ar cu astfel de plug și țineam plugul acesta și calul mergea înainte și trăgeam plugul și țineam, abia îl țineam să are, să meargă drept. Și spune cuvântul Domnului, dacă ai pus mâna pe coarne, nu te uita înapoi, pentru că știți ce este important? Atunci când mergi cu plugul, trebuie să mergi drept. Pentru că el, când ară, poți să o iei razna, dacă nu te uiți, dacă te uiți în spate. Nu mai ții drept să mergi pe lângă brazda pe care deja ai tras-o. Și în condițiile astea, spune Domnul Iisus, cei ce au pus mâna odată pe plug să nu se mai uite înapoi. Dacă ai primit această ofertă extraordinară al urma pe Domnul Iisus și a fi parte a poporului Dumnezeu și a fi copilul lui Dumnezeu, nu te uita înapoi, nu regreta, pentru că nu ai fi numit vrednic pentru împărăția lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, este o cale, un drum, dar este și o persoană care trebuie urmată. Spune Domnul Iisus, calea este El. Drumul poate fi greu, cu probleme, cu necazuri, cu dureri. Dar pe drumul acesta, în permanență, este Domnul cu noi. Persoana este important să nu ne scape niciodată din privire pe El, să îl urmăm și să fim alături de El tot timpul. Frații mei, există pericolul. Domnul Iisus prezintă trei situații în care pot fi oamenii pot să aleagă să facă decizii greșite. Atașamentul tău față de lucrurile materiale poate fi un impediment. Atașament prea mare de lucrurile materiale. Suntem legați așa de tare de pământul acesta și de tot ce avem, încât suntem în stare oricând aproape să punem în balanță. Și de multe ori mă tem că balanța merge în partea în care ne sunt aceste valori materiale de care suntem legați. Atașament prea mare față de lucrurile materiale poate fi un impediment în hotărârea noastră de a merge pe drum alături de Domnul Iisus. Uneori chiar pe un drum greu și anevoios. Apoi, atașamentul nostru prea mare față de familie și responsabilității de familie. Spunem uneori, de multe ori, zice, păi dacă copiii nu vor să meargă la biserică, stăm și noi acasă. A, păi dacă soția nu mai vrea în seara asta să meargă la biserică, hai că stau și eu acasă. Frații mei, atașamentul, când pui în balanță persoana Domnului Iisus, împărăția lui Dumnezeu, cu situații din familie, de care avem responsabilitate maximă, sigur că da, dar niciodată nu alegem familia înaintea Domnului. Întotdeauna pe primul loc trebuie să fie Domnul și Mântuitorul nostru care ne-a salvat și ne-a dat viața pentru noi.
atașamentul prea mare față de familie poate fi un impediment în calea noastră spre cer. Apoi, indecizia noastră. Vedeți aici, cum spune din cel de-al treilea exemplu, indecizia noastră, nehotărârea noastră fermă pentru a-L urma pe El, șovăirea noastră uneori în a alege cu fermitate calea mântuirii, este un alt impediment care ne poate depărta de Dumnezeu. Pe calea aceasta, frații mei, trebuie să plătim un preț. Prețul de multe ori poate fi confortul nostru. Pe drumul acesta spre cer poate fi pusă în joc securitatea noastră și poate zicem siguranța vieții acesteia. Dumnezeu va purta de grijă. Dacă poartă El de grijă păsărilor cerului și spune că niciun fir din părul nostru nu cade fără voia Lui, nu ne va purta El de grijă? Spune, dacă avem ce mânca și îmbrăca, este de ajuns. Cât peste aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu, ale Domnului Iisus Hristos, avem noi deasupra. Apoi plătim un preț poate pentru relațiile noastre, dar se merită, că prețul pe care îl plătim este pentru salvarea și mântuirea noastră, pentru Cel ce ne-a salvat, pentru Domnul care este cu noi pe drum. Și chiar dacă drumul pe care mergem este greu și anevoios, El a promis că va fi cu noi întotdeauna. Bucuria sacrificiului pentru Iisus, aceasta aș dori să fie dorința noastră de acum înainte. Mai mult să ne dăruim Domnului, să fim gata pentru a-L sluji, pentru că vremea care a mai rămas este așa de scurtă și pentru că timpul în care mai putem să reparăm lucruri sau să ne apropiem de Domnul sau să completăm la laudele care am fi dorit să le aducem Domnului, întreaga noastră viață a rămas așa de scurt. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca timpul care a mai rămas să-L fructificăm la maxim și El să binecuvinteze slujirea noastră. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să rugăm pe El ca El să binecuvinteze viețile noastre. El să ne ajute cu hotărâre, să ne lumineze exact cum trebuie să-L urmăm pe Domnul în drumul spre împărăția Lui. În drumul pe care am pornit, uneori un drum delicat, dificil, greu, dar pe care se află întotdeauna Domnul cu noi. Niciodată nu suntem fără El. Un drum care la capătul lui are răsplătire eternă și bucurie veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să mulțumim Domnului pentru întreaga zi de astăzi și să ne încredințăm în brațul Lui atotputernic, să rugăm să fie cu noi în cursul săptămânii ce ne stă înainte, să fie cu noi la locurile de muncă, în călătoria pe pământ cu cei ce sunt la școală, la universitate. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și să ne dea binecuvântarea și bucuria mântuirii în fiecare zi în viețile noastre. Amin.